Am să mă ridic în picioare, cu permisiunea dumneavoastră. Hristos a înviat, în primul rând, vă spun tuturor. Dragi prieteni, doamnelor și domnilor consilieri, onorată asistență, de multe ori se adeverește că o comunitate este precum o familie. Și se întâmplă adesea ca abia atunci când pleacă dintre noi cineva drag, un membru al familiei sau al comunității, conștientizăm și apreciem mai mult meritele sale. Un astfel de moment emoționant este și astăzi, când, în semn de respect pentru întreaga activitate, atât administrativă, politică, cât și culturală, oferim titlul de cetățean de onoare post-mortem domnului Ioan Onisei și avem ocazia să-i oferim această diplomă de cetățean de onoare celei care a fost soția domniei sale, doamna Tatiana Onisei. Domnul Onisei s-a remarcat la nivel înalt în fruntea județului într-o perioadă în care a reprezentat cu cinste comunitatea. Și s-a remarcat pe întreaga activitate profesională, administrativă și politică, ca un om care a strâns oameni în jurul său, a coordonat echipe și a fost în permanență apreciat de tot cei cu care au lucrat și de întreaga comunitate. Chiar și în perioada în care a fost departe de casă și de orașul natal pe care l-a slujit adesea, a fost în permanență atașat de orașul Piatra Neamț. Așa se face că astăzi oferim această diplomă de cetățean de onoare soției domnului Ioan Onisei, doamna Tatiana Onisei și nepoțelului Tareș. Vă rog să veniți. Acum, vă rog să ținem și un moment de reculegere, în semn de respect pentru acest moment, în memoria domnului Onisei. Vă mulțumesc!